Bună seara și bun găsit, oameni buni! Vă spun la o nouă ediție a emisiunii Starea de Fapt. Încheiem o săptămână în care subiectul preponderent a fost cel cu caracter politic. Dacă stăm bine să ne gândim, din punct de vedere al faptelor din lumea politicii, săptămâna nu se încheie însă astăzi. Pentru că mâine va fi mare tamtam -tam la filiala județeană, la cea locală a Partidului Mișcarea Populară. De ce? În frunte cu Baconski, în frunte cu alți capi ai Partidului Mișcarea Populară va avea loc o mare manifestare la Filarmonica din Craiova. Unele voci, unele zvonuri pe surse ne spun că ar veni și doamna Elena Udrea Asta spre bucuria celor aproximativ 2000 de membri fondatori ai mișcării populare din județul Dolj, care abia așteaptă să vină șefii cei mari de la București, de la centru, cum se spune, în teritoriu pentru a organiza alegeri, așa alege președinții și a intra, practic, în lupta electorală. Dar noi astăzi, dragi prieteni, nu vom vorbi despre politică. Nu vom vorbi despre politică la starea de fapt pentru că începe weekendul. Starea de fapt, testeria Epoca Gadget împreună cu doctorul Marius Blogatu, ca de obicei în fiecare vineri. Salut Marius, bine ai revenit! Salut Arin, mulțumesc și îi salut pe toți telespectatorii noștri. Se pare că dacă este să studiem statisticile de pe blogul tău, blogatu.ro, aflăm faptul următor. Emisiunea pe care o realizăm împreună în direct aici la Eurosud TV, se bucură de foarte, foarte bune aprecieri și are o audiență rezonabilă, aș zice. Eu sper să crească din ce în ce mai mulți. să crească să aibă din ce în ce mai mulți fani emisiunea, deoarece prezentăm lucruri cu adevărat interesante, tot felul de gadgeturi care mai de care, mai apropiate de dorințele utilizatorilor obișnuiți, atât tablete cât și telefoane sau smartwatch-uri și laptop-uri și așa mai departe. De altfel, în preambulul pe care l-am făcut astăzi pe Facebook, chiar am spus că cine ne vede va avea parte de amănunte, nu de ultimă oră, ci chiar de ultim minut am putea spune, pentru că ăsta este unul din lai motivul emisiunii noastre, ce e valabil acum, nu mai e valabil în minutul următor, în materie de înaltă tehnologie. Marius, ce avem pentru astăzi? Hai să facem un rezumat al gadgeturilor pe care ni le-ai adus. Pentru astăzi v-am pregătit ceasul Samsung Galaxy Gear. Este un ceas de tip smartwatch care se poate conecta la acest smartphone Galaxy Note 3. Este un gadget deosebit de interesant atât din punctul de vedere al specificațiilor, deoarece în ziua de astăzi foarte puține ceasuri pot fi folosite în acest mod. Cu siguranță că în viitorul apropiat ne putem aștepta ca de la un smartwatch să realizăm tot felul de lucruri interesante, printre care și apeluri video sau să jucăm jocuri. Însă, momentan, un smartwatch de acest Mai o să ne încălzească da? și mâncarea și e tot un. Cred că se poate întâmpla și chestia asta. Mi-aduc aminte că discutam ei, sunt aproape 10 ani. De atunci discutam cu cineva care venise de afară și spunea, facem pariu că în maximum 2 ani și în România or să apară frigidere cu televizor. Haide de zic, frigider cu televizor. Mă gândeam în primul rând la utilitate cum o mai, și după aia chiar ca babele de pe marginea șanselor Cum o fi frate aia frigider cu televizor? Ei bine, după 2 ani, da, am văzut uh, monitor, TV încorporat în uh, ușa frigiderului, sigur, pe partea exterioară, că altfel s-ar fi congelat. Bine, și prețul cred că este destul de mare. Categoric, în raport cu inovația. E ușor să stai în bucătărie, să mănânci sau să gătești și să te uiți pe ecranul frigiderului. Sună destul de ciudat sau suna destul de ciudat până nu numai cu câțiva ani, dar acum pare destul de actual. Nu spune colegul Iliuță din regia tehnică că până la urmă asta e la îndemâna oricui. Un monitor, pac, pac, cu scotch sau cu superglue, da? Așa, sau cu picătura pe ușa frigiderului și aia suntem. În pas cu tehnologia. Da, exact. Se poate și așa. Ce mai avem pe lângă O tabletă smartwatch? nouă. Foarte nouă. Este vorba tank. despre Orju Viva de 8. O tabletă cu procesor dual core, cu ecran de 7.9 inch de tip IPS, 4 GB de memorie internă, care poate fi conectată la internet prin 3G, poate fi folosită și ca telefon mobil, Bine, dacă vreți să țineți în mână o tabletă și să o aveți uh, la în timp ce vorbiți, cred că veți avea parte de destul de multe uh, brfe din partea celor care vă trece pe lângă dumneavoastră. Sau poate e ceva inedit, mai știi, să lasează o nouă modă. Mai degrabă folosești o cască Bluetooth sau uh, un set de căști cu fir și discuți. Și tableta o ții în plasă, pe stradă. În mână. <laughs> uh, are și conectivitate GPS, avem de-a face cu un gadget care folosește, după cum ne-am obișnuit în ultima perioadă, sistemul de operare Android Jelly Bean și care se poate conecta la orice televizor prin intermediul unui stick, vorba vine stick că nu are memorie internă, însă se numește smart to view un bander, un gadget care poate transforma orice televizor într-un Smart TV, orice televizor care are conexiune USB. Atenție aici. A, asta ai e o condiție. Chiar mă gândeam la anticele noastre nu putem alb negru, celebrele. Sau nu putem să folosim un televizor alb negru sau chiar un televizor cu, ori, cu monitoare de tip CRT, adică cu tub catodic. Nu putem e, să le transformăm în Smart TV-uri. vremea nu lui Nianicu, cromatic, el, crom. La care se stătea cu ani pentru a obține aprobare. Era lucru mare. Domnul, și are televizor color, bă, înseamnă că a avut pile sus de tot, că a luat aprobare. Nu se mai punea problema să ai bani. Era 14.000, unul și celălalt 18.000. Da, e costat ceva la vremea aia, dar și dacă aveai dublul sumei disponibilă, nu puteai fără aprobare de la partid. Asta e clar. Nu știu cam cât a costat în banii noștri un astfel de televizor. Însă în momentul actual avem televizoare cu rezoluție 4K, adică de 4 ori mai mult decât rezoluția Full HD. Sunt și de 58 de inch, adică de aproape 2 metri în diagonală. Cum sunt ele? Se vede dincolo, prin el? vedem la vecin în apartament? Putem să le folosim și în felestre virtuale. zidul pe care este pus. Da, putem să avem setat o imagine cu un oraș sau cu o priveliște ca să ne relaxăm însă și aici prețurile sunt cel puțin momentan destul de prohibitive. Adică un astfel de televizor poate ajunge să coste în jur de 1500 de lei sau chiar 2000 de lei, adică 200 de milioane de lei vechi. Auleu, păi dați vreau cât Sorin? așa, Sorin Iliuță, spuneți, în câte daci? vorbeam noi alaltă de daci, 1300, de 200 de milioane lei vechi, câte daci putem să luăm? 10 bucăți, nu? Un parc auto putem da. să luăm, da? 200 de milioane sau ei o mașină la mâna a doua, bunicică, bunicică. 20, 20 de daci, da? 20 de daci 1300. La actualele prețuri ale uh, pieței Second Hand sau Seven Hand, fiind vorba de daci 1300. Altceva ce o să mai prezentăm astăzi? Voi uh, realiza un scurt review al acestei tablete. Ce înseamnă review? review înseamnă analiză după ce te-ai obișnuit cu gadget după ce ai trecut gadget prin câteva teste de anduranță, ca și cum ar fi instalarea unor jocuri, navigarea pe internet și folosirea unui număr mai mare de aplicații. Este tableta pe care am prezentat-o pe scurt în emisiunea trecută, Smile-ul 9.7. Și voi mai prezenta? review dăm verdictul, da. nu? Da. Merge sau nu merge? Dăm verdictul, este interesantă și overview de opt este la fel, la fel de atrăgătoare. O să spun, de fapt o să fac o scurtă comparație a celor două a, așa, Și o să -așa recomand ascultătorilor emisiunii, ascultătorilor, okay. telespectatorilor. Da. Și o să recomand în funcție de buget și în funcție de ceea ce își doresc ei, tableta care îi se potrivește cel mai bine până începem treaba cu fiecare gadget în parte trebuie să le spunem telespectatorilor că ne-ai adus și câteva niște știri. comunicate da, de ultima oră, câteva știri Samsung a lansat în România aparatul Foto NX30 București, 20 februarie 2014 da? ieri. Samsung Electronics Romania, da? ieri, ieri anunță disponibilitatea pe plan local a acestui aparat, care oferă posibilitatea realizării de imagini și filmări de înaltă calitate, precum și o conectivitate îmbunătățită. NX30 continuă evoluția aparatelor foto premiate NX, aducând utilizatorilor noi funcții Ideal pentru captarea imaginilor detaliate. Aparatul este echipat cu un senzor avansat APS, CCMOS, deja am început să vorbesc limba chineză. De 20 de megapixeli. Are un senzor avansat de 20 de megapixeli care poate realiza fotografii de o calitate bună atât în condiții de luminozitate scăzută atunci când avem nevoie de un briț, cât și în condiții de iluminare ideală, ca cum este acum când suntem luminați de reflectoare sau când ieșim pe stradă în ziua în mare. Are și un vizor electronic rabatabil. Asta înseamnă că putem să orientăm vizorul camerei nu am aici la mine o, la îndemână o astfel de cameră, mi-ar plăcea să o prezint. Practic acest vizor poate fi orientat în orice direcție își dorește utilizatorul Și poți realiza fotografii din unghiuri care pot să-ți pară aproape imposibile. Dacă faci poză cu un telefon mobil De exemplu, da. acest Samsung Note 3 Îl orientezi în partea asta și poți să vezi pe când doar ce se află în acea parte Însă dacă orientezi camera prepoziția poziția ta, să spunem, și poți să că ecranul, poți să te uiți din poziția asta la tine, de fapt eu pot să mă uit din poziția asta, și poți să-ți realizezi o poză foarte calitativă din Mama, cu asta poți să, cu, cu, aparatul ăla poți să te pozezi singur, nu? Da, poți să-ți faci Fai, autoportrete. Să vezi când, când va ajunge pe piață să te ții cu uh, mai multe, mai multe piții, celebrele, mai celebrele pe Facebook și pe toate site-urile de socializare. Că acum când se pozează singure, ai văzut, iese în cadru și oglinda din baie. Că se pozează în baie, că altfel nu are farmec, da? Și trebuie să se vadă faianța, decorul. Nu știu de ce... interior, ce. Când o să apară aparatul ăsta în promuturi în bancă, tăticul, altfel nu mai ține ca să putem să ne pozăm singuri. Nu știu de ce e moda asta a în baie sau a fotografie de tip selfie, selfie înseamnă să te realizezi o fotografie ținând telefonul așa. Nu. Da, nu chiar, nu nu o să fac asta. Păi dar dacă pentru Valentin, lipsă de partener sau un lipsă de artist fotograf, da. merge și singur. Ce mai este interesant de această cameră, faptul că se poate împărtăși o fotografie sau un videoclip printr o simplă atingere conectând camera cu un smartphone sau cu o tabletă care dispune de conectivitatea NFC. NFC înseamnă Near Field Communication. O să fac o demonstrație a te acestei tehnologii în următoarele câteva minute, deoarece o să vă prezint cum se conectează acest uh, telefon. Chiar așa, hai să vedem, hai să începem, gadget cu okay. gadget, ce avem în seara asta. Cu toate că am conectat în urmă cu câteva minute, o să încerc să vă arăt care este procesul de conectare a lui. Samsung Galaxy Gear, acest mai, mai, mai ai o carcasă. Această carcasă Aferent este de fapt a... un conector. Un conector prin NFC. Conector, nu conector. Exact. ne trebuia și velea <laughs> lângă. <laughs> da. Uh, practic trebuie să lipim această, acest port de spatele telefonului. Bine, deja este conectat de această dată, însă dacă deconectez brutut, brututul, vom vedea Exact procesul. Op, oh, cine e acolo, Iana. Imediat. O imagine pe ecran un uh, în setări. Așa. Îți conectat Ia să vedem. Iată. Ok. Ripim. Mai arăt încă o dată. Ripim uh, de spatele telefonului. Riana ce zice? Știe? Știe. Să conecteze telefonul la un um, smartwatch. Iată, ne apare pe ecran redenumire Samsung Galaxy Gear și ne arată dacă este conectat sau nu. Momentan este neasociat. Conectare Samsung Galaxy Gear nou. Am apăsat pe asociere. Și acum s-a conectat. Practic, în asta constă tot procesul de conectare a unui astfel de smartwatch la un smartphone compatibil. Da. Eu sper ca în viitor apropiat să avem cât mai mulți producători care să lanseze astfel de gadget deoarece e foarte interesant să folosim o veritate și cum se face o fotografie cu ajutorul acestui gadget. Ia să vedem. Pe cine pozezi? Este în partea aceasta. Pozează-l pe Sorin. Pe în noastră. nostru. Avem o cameră foto cu rezoluție de 1.3 megapixel. Nu este foarte, foarte dotată. Însă pentru un smartwatch este cu siguranță suficientă. Iată, realizăm o fotografie. Ca să realizăm o fotografie, apăsăm pe ecran. A focalizat și s-a realizat și fotografia. Nu avem parte de alte butoane pe smartwatch, cu excepția unui mic buton pe partea dreaptă uh -huh. pentru pornire-închidere aparat sau pentru blocare-de-blocare blocare, ecran. O să arăt și celelalte meniuri are smartwatch-ului notificările dacă primim un SMS sau dacă primim un mail. Eu nu am conectat încă acest telefon la o adresă o să de mail. Cam cum erau pagerele înainte, nu? Cam așa, să mult mai evocat. Din Sigur că, de că vedere. da, da, da. Un mega pager. Nu avem nicio notificare. Pentru a ieși sau a intra în alt meniu, trebuie doar să dăm un scroll. Scroll down sau scroll up. S-Voice este practic o metodă de a controla telefonul prin intermediul smartwatch-ului. Putem să realizăm notițe vocale, Adică putem să ne înregistrăm în timp ce discutăm și apoi să ascultăm mm -hmm. atât pe Asta smartwatch. Asta da? Atât pe cât și pe, ca în BD, noi urmărim să nu fim urmăriți. 5 minute durează o astfel de înregistrare. Avem galeria foto, putem să vedem imagine pe care le-am realizat cu ajutorul camerei. Acum, serios vorbind, chiar este ceva deosebit. Este și, vă spun sincer că chiar îmi doresc un astfel de gadget. Hai, adică eu ca eu, profanul, dar tu, specialist în materie, dacă te declari mai mult decât fascinat de jucăria asta, înseamnă că într-adevăr așa este. Cu siguranță că se merită să ai un astfel de grijă, dacă, bineînțeles, trebuie să-ți și permiți că nu este foarte, foarte accesibil, costă în jur de 700 de lei. Este însă foarte util și extrem de Pai interesant, atrage atenția. smartwatch și telefonul la care l-ai conectat, cât telefonul ai zis data trecută? În jur de 2700 de lei. 27 sau... de milioane da. și cu 7, ăsta e. 34 de milioane, aproape... Dintr-un foc, o nimica toată. Cam <grijine> da, sigur, calitatea costă în ziua de astăzi și mai exact. ales în altele tehnologii oferă o calitate mai mult decât de ridicată. O să arăt și eu o funcție mai mult decât interesantă acestui sigur, că da, Avem de a acestui că te Avem de-a face cu un pedometru. Putem să măsurăm cât spați și am făcut într-o într zi. Putem să urmărim câte calorii am pierdut și câte am acumulat bine asta, dacă ar avea o funcție, ar fi chiar interesant. Numărul de pași, iată, 364 am făcut eu azi, cu smartwatch-ul pe mână, adică 0,3 km, 300 de metri și am uh, ars 18 kg. E foarte util dacă vreți să aflați cum uh, merge atunci și cât când vrem să facem jogging prin parc, nu? Sau mergem să... la sală. Iată, avem un obiectiv aici pe ecran, cred că se vede foarte bine. Obiectivul este 10.000 de pași. Putem să resetăm pașii și putem să inițializăm uh, Dacă alergăm cu spatele, se resetează pașii. Cu siguranță, da. Da? Însă nu știu dacă. Eu întreb serios acum, da? Serios, da, da, da. Dar nu poate să detecteze dacă mergem cu spatele sau dacă mergem uh, mai uh, repede sau mai încet, nu? Da, cu mașina dacă mergem? Cu mașina, dacă mergem, ne îngreșem și riscăm să devenim obezi. Aha. Da. Iată, adică, adică, avem și setări. Bine, păi ca... la, cât, la cât costă și smartwatch-ul și smartphone-ul aferent, avem de ales, ori astea două, ori mașina. Nu Asta le putem este. avea și pe alea și pe -alea. Este un gadget foarte interesant pentru că poate fi... ce ai drept, chiar este. Folosit... Uh, ca un smartphone la care nu poți <coughs> vorbi de sinestă, pe care nu poți folosi de sine stătător. După cum am mai spus mai înainte, chiar mi-ar plăcea să am uh, un astfel de ceas, dar care să fie cu adevărat un smartwatch, adică să nu mai depindă de un alt gadget pentru a funcționa. Adică un să, un să, aibă toate funcțiile. Exact. Te telefon ceas. Un telefon ceas, chiar mi-ar plăcea foarte mult să pot discuta la telefon și să mă uit uh, la imaginea unei persoane în timp ce discut e, da, da, da și în același timp te și asiguri că nu da. întârzi la întâlnire <laughs> exact. e un lucru foarte important asta. bun, v-am când mai avem? Uh, mai avem uh, un minut până la pauză hai să, să, trei, trei minute spune Iliuță, hai să citim uh, și celălalt comunicat și după care celelalte gadgeturile le prezentăm after publicitate E bă, dar a lansat uh, un smartphone nou? Da, cu cel mai bun ecran din categoria sa de produs SANI. SANI, da, V38. Vine cu un display sharp de 3,75 cu tehnologie IPS. București pe februarie 2014 a fost lansat, da? Așa, ia să vedem noi, telefonul integrează modulul Dual SIM, un procesor dual core de 1.2 GHz, memoria RAM de 512 MB și rulează sistemul de operare Android 4.2 Sunny V38, este disponibil și pe site, în magazinele partenere, baubau, Cine zice când mă gândesc la Sani V38, mă aștept să-l văd în parcurile de skater sau în curtea școlii, în mâinile tinerilor. Această categorie de utilizator folosește smartphone-ul în principal pentru apeluri voce, SMS, navigare pe internet, rețele sociale. Adaugă Alexandru Drăgănoi, probabil este un specialist în materie, nu? Ce ne poți spune despre povestea asta? Mi se pare că este un gadget foarte accesibil, are un preț de mai puțin de 100 de euro, 399 de aștept să-l testez și să-l prezint în emisiune. Sunt convins că... E-Boda n-am mai avut telefon. E-Boda e -boda este tot o marcă românească. Da. Și în ceea ce privește dotări mi se pare acceptabil de mare masă a cumpărătorilor, deoarece un procesor dual de 1,2 GHz și memoria RAM de 512 Mbps asigură rurarea unor aplicații și jocuri destul de avansate. Bine, nu putem, după cum am spus și în emisiunea anterioară, că nu putem să rugăm tot felul de aplicații 3D care să fie de tip uh, first person shooter și așa mai departe să meargă ireproșabil pe un astfel de gadget. Însă, la bugetul ăsta, cu siguranță că uh, tinerii îl vor prefera. Sigur că da, este interesant, și mai ales caracterizarea lui de către un specialist care ne spune că este poate în exclusivitate adresat tinerei generații, înseamnă că toate caracteristicile sale, în raport cu accesibilul preț, ne dau un produs românesc de o calitate aparte. De o calitate aparte sunt și montajele realizate de către colegii mei din regia tehnică în ceea ce privește spoturile publicitare. Vă invit, dragii mei, să le urmărim preț de 6 minute. speciale din viața dumneavoastră, de Decor vă realizează cele mai frumoase decoruri. Plăcerea de a vă oferi clipe de neuitat. de Decor. Alege întotdeauna tinerețea. Haidazul numărul 8, 0351179999. Ce faci, mă, de sărbători? Mă duc la cumpărături. Păi nu sunt mă la Gopanda? Nu sunt mă. Comanda online fără bătăi de cap. www.gopanda.ro sau 0740 961 961. produse unicat și personalizate la prețuri de top. www.builgold.ro 0251 410635 Magazin Unirea la Parter Jones, coafiură, cosmetică, machiaj, manicură, pedicură. Jones, locul unde frumusețea nu are secrete. Programări la 0251 419 316. celebre, accesorii de lux, bijuterii de clasă. www.garavelligold.ro 0251 410 -224. betonul amprentat este arta de a fi unic, original, cu personalitate. Poți alege dintr-o gamă largă de culori și modele ceea ce te reprezintă, ceea ce îți creează ție confort sau îți încântă privirea. Putem combina pentru tine cele mai inedite modele sau palete de culori. Beton amprentat în craiova la cele mai bune prețuri. Sună la 0765 374 221, iar noi îți dăm toate informațiile de care ai nevoie. Spațiul tău poate purta o amprentă unică. odată am auzit, atenție, 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 suntem iarăși în transmisie directă la Eurosud STV cu starea de fapt de steria Epoca Gadget. Alături de mine este doctorul Marius Blogatu. Doctore, cu ce continuăm? Continuăm cu un unboxing. A un unboxing, o despachetare. Aha. Un unei tablete noi, foarte nou lansate. Este vorba despre tableta Viva de 8, o să vă arăt uh, cât de cu să nu Da, cadă, să nu cumva de să de cadă. Am desfacutat-o în pauză. Uh, imediat o să vă arăt, iată, aici este. Uh, dacă se poate să arătăm și ce se află în cutie, între timp. Chiar așa. Ce, ce avem ce? noi aici? Am putea spune, nu? Avem și o pungă de plastic. Biscuit, doar da. capitan. Ok. Mai întâi de toate o să spun care sunt principalele date tehnice ale tabletii. Are un procesor dual cu octactat la 1,3 GHz. Un ecran IPS, IPS înseamnă că poate fi, bine, trecând peste datele tehnice ale ecranului, înseamnă că poate fi urmărit cu ușurință din absolut orice unghi care nu trece de 180 de grade, bineînțeles. 4 GB de memorie internă, conectivitate 3G, și GPS. Sistemul de operare folosit este Android Jerry Bean. Putem să arătăm și cutia, dacă se este posibil. Ok. În cutie găsim certificatul de garanție. Un o licență antivirus Bitdefender. Este foarte bine că multe astfel de tablete vin la pachet cu o licență de antivirus și nu trebuie să ne facem grijă apoi că putem să intrăm pe diverse site-uri care să ne să ne strice în -un urmă unui astfel de gadget. Bine, să nu intrăm pe diverse site-uri care să ne strice gadgetul, nu? Care este, doctorul recomandarea? Pune un diagnostic. Să fim, să fim 100% siguri unde intrăm și ce descărcăm, ca nu cumva să avem o serie Chiar dacă avem un antivirus, poate să putem să descărcăm un program care să ne neutralizeze acel antivirus și putem avea probleme. Apropo de, de treaba asta, hai să facem o paranteză. Este adevărat că virusii de multe ori sunt creați chiar de către firmele producătoare de antivirus pentru ca ei să poată să-și vândă marfa, așa spun unele teorii. Câte așa e spun unele teorii. Uh, nu pot să zic neapărat că sunt teorii ale conspirației sau nu, însă nu, este de posibil. Marketing, să zicem este așa. posibil. Uh, nu aș băga mâna foc așa este. dar uh, este posibil, din uh, câte știu eu, uh, foarte, foarte mulți virus sunt. încresc. problematica cu extraterestri. Nu putem spune nici că există, nici că nu există. Exact. În același timp, întrebăm totuși egiptenii cum vor fi construite ei piramidele. Până când Și avem dovezi, nu putem să răspundem exact la această întrebare. Însă, în ceea ce privește virusii, știu că sunt uh, unele dintre aceste programe create de către tineri foarte ambițioși, care vor să demonstreze că anumite programe pot fi sparte și pot uh, să intre astfel în grațiile unei companii de securitate care îi va angaja tocmai ca să nu mai apară programe care să poată fi sparte sau mai bine zis Cred că înseamnă a sparge. Uh, da. da, îți dai seama dacă s-ar da o lege supremă universală, ca tot ceea ce înseamnă spectrul politic din România să se desfășoare și să acționeze numai în lumea virtuală. Ce virus s-ar trimite de la Ponta la Antonescu, de la Antonescu la Băsescu, la Băsescu la Iliescu și tot așa. Hai de mine, ar fi dezastru, urgie. A, de că niciun sistem nu ar mai fi operațional, n ar mai funcționa. Bine, nu că până acum le-ar fi funcționat GPS-urile și toate celelalte set când au căzut oamenii săraci și cu avionul și au supraviețuit impactului, dar au murit înghețați de frig. Că nu au funcționat uh, aparatele ca să-i poată repera. Ar fi interesant. Uh, nu am, uh, nu discut despre politică acum, însă vreau să spun că ar fi foarte da, interesant. dacă că ar fi pasionat de politică. Dacă procesul da, de votare s-ar da, da s -ar s -ar realiza Ar fi chiar foarte interesant. Dacă am putea vota, nu neapărat de acasă, ci dacă toți românii ar putea vota din circunscripții electronice, ar trebui să se ducă undeva și practic să se identifice prin scanarea amprentei sau a irisului și... Bravo, atunci n-ar mai, mai vota morții, zombii și așa mai departe. A fi nu Ce curățenie s-ar face în listele electorale? O idee extraordinar de interesantă. Știi că o să chem și la o emisiune de analiză politică. Asta chiar e colosală, să știi. Bravo, Marius, uite, dăm mână mână să în direct. direct da? E foarte, foarte ok. Cu amprenta digitală, da? Impregnată electronic, da? Înregistrată exact. electronic. Hai să vedem atunci, într-adevăr, cine a venit și a votat și cine n-a venit, dar tot a votat. E colosală ideea. Am da, putea să verificăm asta mult mai ușor. Bine, ar trebui să se bage destul de mulți bani din în buget, însă asta nu depinde de noi. Să trecem Chiar la... nu! Chiar nu! Să trecem la tablete. Ah, Acesta este Putem arăta ce este în cutie. Hai să arătăm ce este în cutie. Okay. Avem uh, un set de căști. Un cablu USB pentru conectare. Ce la culoare sunt? Că știu că de regulă este e culoare și culoarea. Alb. Dar majoritatea căștilor din, sunt albe, chiar dacă gadgetul respectiv este negru sau de altă. Dă culoare. mai bine. mai bine aspect. Nu? Da. Încărcătorul și cablul USB sunt de culoare negru. Da, hai să-l mai cităm pe Iliuță să se murdărească și să cumpărăm după aia altele, sigur că da. Iar aici avem un manual cu instrucțiuni în mai multe limbi. Bineînțeles că avem foarte multe detalii, care mai de care mai utile unui cumpărător de tablete. O să scot și această tipră protectoare care este interesantă atât pentru că afișează și brandul producătorului, cât și specificațiile principale. Și o să aprind tableta. Iată. Ecranul în toată sprendoarea sa. După cum spuneam, un ecran IPS poate fi ușor rizibil din orice unghi. Avem de-a face cu o temă prestabilită de către Orgviu. De ce e fullgola de zăpadă, Siga Este. Nu, este o stilizare probabil a unui fagure de miere, ceva de tipul ăsta. Sau. steluță de nimic. Da. Avem de-a face cu mai multe programe preinstalate, antivirusul pe care am menționat mai înainte, browser-ul, camera trebuie să menționez că avem o cameră de 3 megapixel pe partea din spate. Realizez și o fotografie. Okay. Și avem și o cameră de 1 megapixel pe partea din față. Care o putem folosi pentru apeluri video sau uh, pentru conferințe prin Skype sau prin alte programe. Avem și funcția de telefon Apăsăm aici și putem să introducem cu mare ușurință un număr de telefonie mobilă și să apelăm. Pe cine apelăm? Pe cine dorim. Pe berberița. Dar, uh, și apoi putem să, să ținem tableta la ureche. Nu știu dacă este o idee foarte bună, mai degrabă putem să conectăm setul de căști sau să conectăm uh, un set brutut, o cască brutut pentru ca totul să fie ok. Ce e mai recomandabil? Un, uh, un set brutut de o cască wireless, deoarece este mult mai ușor să ne mișcăm fără să avem un cablu care să ne limiteze mișcările. Îmi place foarte mult la tehnologiile astea de ultima oră că pun accentul, hai să nu zicem pe ergonomie, uh, să folosim un termen mai accesibil, pe comoditate până la da. urmă, da? Încearcă să să fă, facă utilizarea lor cât mai comodă, practic. Ce zici, Iliuța? Că n-am înțeles. Repetă, te rog. Mobilitate, da, și mobilitate. Comoditate și mobilitate. Așa, Marius. Pe partea din spate avem camera cu care am făcut o fotografie. Avem și umbliți. Un este una dintre puținele tablete care vin la pachet cu umbliți. E interesant să arătăm chestia asta deoarece eu, sincer să fiu, sunt pasionat de fotografie și chiar am nevoie de o tabletă care să realizeze imagini în condiții de iluminare scăzută. Bine aici avem tot felul de porturi și de butoane, Butonul pentru pornire, stingere tabletă și butoanele pentru volum. O să realizez un review în emisiunea următoare a tabletei. Mi se pare un gadget foarte Ușor de utilizat, dar și ușor din punctul de vedere al greutății. Și voi trece în curând la analiza unui gadget pe care am arătat acum o emisiune, acum o ediție. Mai puțin și vine acel forum, acel congres de la Barcelona, nu? Vorbeam noi data trecută că România va fi puternic reprezentată acolo. România va fi reprezentată atât de ori. nu știu dacă, sincer să fiu, nu știu dacă vor fi și alți producători prezenți, însă vor fi mai mulți și mai mulți jurnaliști care vor relata ceea ce se întâmplă la Congres. Sunt foarte interesat în special de lansarea noului Samsung Galaxy S5, care cu siguranță va intra în atenția pasionaților de telefonie mobilă și mai ales de smartphone-uri. O să fie peste Samsung-ul ăsta, nu? Din punctul de vedere al unor specificații, da, din alte puncte de vedere, nu. Dacă ar fi să alegi tot? între ele, tu ce ai alege? Bine, este foarte S, greu. Yes, numai ce știi deocamdată din ce ai citit. Um, ar fi greu, nu? Sincer să fiu, M aș alege S5. că oricare dintre ele, care, care le alege? Samsung Galaxy S5, nou model de smartphone vârfuri de gamă ar celor de la Samsung. De ce? Pentru că este un smartphone toată puterea cuvântului, iar Note 3, oricât de interesant ar fi, deci este chiar foarte, foarte interesant. Îmi spuneai tot data trecută că este telefonul tablet. Este un fabret. Este puțin mai greu de ținut în mână. Într-o singură mână. Are un ecran de 6 inci Și cu siguranță că... Putem... Opa, Așa, grijă de ele. Putem să alegem dintre două astfel de grijători cu destul de mare greutate. Uh, hai să vedem uh, și review În ceea ce privește tableta pe care am prezentat-o în emisiunea anterioară, este o tabletă românească construită la Cruj, Este Smyro Web Energy 9.7. Cum uh, Realizăm un review. În primul rând, trecem în evidență toate aspectele importante ale tabletei, atât în ceea ce privește partea din față, cât și partea laterale sau uh, dotările principale ale Iată, avem uh, pe partea din față un ecran de 9,7 inch. Eu aș spune că este suficient de mare pentru ca să putem să urmărim. Uh, un videoclip sau să jucăm un joc ceva mai avansat. Avem și butoanele virtuale care iau puțin din diagonale cănului ce e drept și sunt situate pe partea de jos, cum am ține tableta, deoarece ca orice astfel de gadget are un senzor gravitațional care duce butoanele în partea de jos oriunde am ține -o. În uh, ceea ce privește dotările principale, mai trebuie să menționez că are un procesor dual core, un ecran IPS cu rezoluție HD, adică de 1024 x 768 pixeli, de 9.7 inch, am discutat mai înainte, conectivitate HDMI, se poate conecta la un televizor cu port HDMI, 8 GB de memorie internă, putem uh, să înmagazinăm uh, foarte multe filme și fotografii Memoria internă a acestei tablete și se poate conecta la internet prin conexiune wireless. Și la calculator prin acest cablu mini USB, prin intermediul căruia se poate conecta și la încărcător și se poate încărca atât la calculator cât și la priza obișnuită. Pe partea din față. Și asta este da. interesant la aceste gadgeturi de ultima generație. Uh, disponibilitatea la uh, încărcarea cu energie electrică prin diverse forme. Este Atât prin, prin mini-USB-uri conectat la calculator, cât și prin priza obișnuită. Sunt uh, destul de multe gadgeturi uh, care mai nou pot fi încărcate cu IRS practic apropiem gadgetul de un port de încărcare și energia electrică se transmite. Asta înseamnă că și priza da. trebuie să aibă wireless. Nu, nu, nu. Trebuie să avem un, un fel de dispozitiv de mărimea unui, unei baterii ceva mai mari și practic apropiem, după cum am arătat acest mic gadget, că se apropie de Note 3, apropiem telefonul sau tableta respectivă de acel device și se încarcă în uh, câteva ore ca și cum ar fi, încarca, ca și cum ar fi conectat printr-un cablu. Am înțeles. E mai simplu. Vreau să spun că pe partea din față și nu găseam deoarece uh, este destul de greu vizibilă mica micuța cameră de pe partea de sus a tabletei. Este folosită pentru videoapeluri sau pentru autoportrete. Haideți să intrăm și în aplicația de tip uh, Camera. Dacă o orientez spre mine, mă puteți vedea pe ecran sau puteți vedea camera, și este un device deosebit de interesant pentru cei care doresc să realizeze clipuri și fotografii. Asta pentru că poate fi utilizată fără probleme drept camera foto sau video încorporată într-o tabletă. În ceea ce privește alte aspecte interesante, sistemul de operare este Android 4.1. Este un sistem de operare rar răspândit pe tablete și telefoane mobile. O să vă arăt de unde puteți descărca jocuri dacă aveți un astfel de gadget cu sistem de operare Android din magazinul Play. Eu am descărcat uh, câteva aplicații precum Yahoo Messenger sau uh, Facebook și Twitter. O să vă puteți descărca orice aplicații vă doriți. Uite, găsi și eu aici o chestie. Uh, ce cea, mai, cea, cea mai tare urare la român, ce scrie pe preșul la, la intrare. De la intrare. Bine ați venit, sperăm că nu cu mâna goală. <laughs> Ia să dăm și un share da. în direct. A, așa, ce mai avem, Marius, de spus? Mai avem de spus că pe partea din spate găsim camera pe care am menționat-o mai înainte și aici avem de a face cu mai multe porturi utile, și anume mini USB pentru conectarea la încărcător, portul HDMI pentru conectarea la un cablu HDMI ca pe ecranul unui televizor, indiferent că este el smart TV sau nu, putem urmări prin intermediul conexiunii HDMI jocurile de pe tabletă sau imaginele și filmele realizate cu camera tabletei. Avem un microfonul, un set, avem un faget de 3,5 mm pentru conectarea setului de căști. Pe partea aceasta, imediat, pe partea dreaptă, sus, avem difuzorul. Și ce pot să mai spun despre designul acestui tablet? Că este rotunjit și ergonomic, astfel încât tableta să poată fi ținută ușor în mână. Asta este un lucru foarte important la tabletele de dimensiuni mai mari. Am înțeles, Marius, îți mulțumim frumos. Am ajuns Mulțumesc. la final de ediție a Stării de Fapt, Esteria, Epoca Gadget. Ne vedem vinerea viitoare când de asemenea te așteptăm, Mai văzut, nu cu mâna goală, da, în platoul nostru, ci la fel cu noutăți de ultimă oră, de ultimă generație. Dragii mei, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit în această săptămână. Vă spun că încerc să aduc în fața dumneavoastră luni ceva realmente deosebit, un băiat, un tânăr fenomen. Sper că împreună cu colegii de echipă vom reuși din plin acest fapt până atunci să vă dea Dumnezeu să aveți parte de un weekend cât mai frumos. Rămâneți cu Eurosud TV pentru că aici este viața.